Bucureștiul a întrecut Berlinul, Copenhaga și Varșovia la numărul de mall-uri pe cap de locuitor. Suprafața de cumpărături pe care o avem la dispoziție în cele peste 30 de galerii comerciale ale capitalei a depășit 2 milioane de metri pătrați. Sunt atât de multe hipermarketuri încât, potrivit specialiștilor, au ajuns să influențeze modul în care socializează oamenii, obiceiurile lor de consum, dar și tipul de raportare la cultura globală. Bucureștiul are câte un mall la fiecare 200 de mii de locuitori, așa că unii merg mai des la magazin decât în parc, de exemplu. Voi de ce veniți la mall? Să vă distrați? Da, da. Și să ne plimbăm. Și reușiți? Da, foarte mult. Și cât vă plimbați? Cam câte ore? Păi de până la două, apoi la ore ne mai întoarcem. M-am dat pe tiroliană și mi-a plăcut cea mai înaltă tiroliană pe care m-am dat până acum. Ca să-i țină pe oamenii ocupați toată ziua la un mall, a apărut inclusiv un parc de aventură. Am creat acest parc de aventură pe o înălțime de 26 de metri și pe o lungime de 110 metri, de fapt cel mai mare parc de aventură dintr-un mall din Europa. Într-o altă galerie găsim un parc, piscină și terenuri de sport. O destinație pentru cei care vor să petreacă timpul liber, să socializeze, să aibă o întâlnire cu prietenii. Schimbăm locul și găsim o sală de cinema transformată într-una de teatru. Cum de avem totuși atâtea mall-uri? Bucureșteanul are un venit apropiat de media europeană, însă prea puține alternative de petrecut timpul liber. În spațiul în care vin să și lucrez. Sunt mult mai multe spații verzi, e mult mai bine aranjat și compact față de celelalte. Din 1998, de când a apărut primul mall în Vitan, centrele comerciale s-au răspândit în toate cartierele, multe cât mai aproape de centru. Sunt 11 mall-uri de peste 50.000 de metri pătrați și alte 20 de galerii și hipermarketuri. Împreună acoperă peste 2 milioane de metri pătrați. A merge la mall înseamnă a fi civilizat și înseamnă a fi modern pentru mulți bucureșteni. Un fel de socializare în a fi consumator global. Dacă te duci la orice mall din București, poți să spui că ai fost într-un loc asemănător cu locuri asemănătoare din Europa, din Viena, Berlin sau Londra. Chiriile și prețurile caselor din zona în care apare un mall se schimbă și ele. Pentru că mulți își doresc să stea lângă mall pentru faptul ăsta, că iese din casă și se duce în mall și mănâncă ceva, bea ceva și cumpără ceva. Un alt efect al mall-ului este și cel asupra zonelor tradiționale de cumpărături. Iată ce se întâmplă pe Calea Victoriei. Este aproape pustiu. Magazinele de aici, multe dintre ele s-au desființat, se mută în alte locuri sau merg în mall-uri după clienții lor. Cea mai cunoscută arteră a Bucureștiului este acum Vasi Pustie. Potrivit EMEA Research, suntem pe locul 4 în Europa după Grecia, Turcia și Germania la mâncat și băut în mall. Cheltuim în medie 35,2 euro de persoană la fiecare vizită, mai mult decât suedezii, cehii, polonezii, ungurii.